Salutare, oameni buni, pentru astăzi avem bile la pariuri. Și ieri nu a fost să fie, pur și simplu au fost niște rezultate absolut demente în ultima perioadă. Nu mai poți să înțelegi nimic din preliminarele astea mondiale. În meciurile de ieri am jucat pe Italia, care avea neapărat nevoie de victorie pentru a-și asigura locul 1. Iar Italia nu a câștigat, nici măcar nu a marcat. A fost 0-0 în deplasare la Irlanda de Nord. Irlanda de Nord care nu mai avea nicio miză. Ce motivație or fi primit, din ce părți or fi primit, pentru că au jucat ca și cum depindea viața de meciul ăsta să facă egal. Nu știu, Italia nu mi s-a părut nici măcar că și-a dorit atât de tare. Elveția a dat 4-0 după pauză, avea nevoie de 3 goluri în cazul în care Italia marca 1-0, bătea cu 1-0. Ceva și acolo este foarte dubios, jucătorii bulgari mi este destul de evident că au dat la o parte după pauză. Astăzi avem un meci cu Bosnia cu Ucraina, în grupa aceasta Olanda, Franța e pe primul loc cu 15 puncte, Finlanda pe 2 cu 11, Finlanda are o șansă uriașă să iasă pe locul 2, să se ducă la baraj, dar îi trebuie un egal cu Franța să facă 12 puncte. Dacă Ucraina bate azi, Finlanda a pierdut cu Ucraina 1-2, a pierdut cu Ucraina 1-2 și în tur a fost, mi se pare, 1-1. Ucraina are numai egaluri, aproape 6 egaluri, o victorie. Este echipa egalurilor, foarte ciudată și echipa asta, Ucraina. Totuși, acum, din nou, depinde de ei, trebuie să bată, trebuie să dea gol. Mă duc pe acest meci, pe acum Bosnia de fel, nu mai are nicio șansă. O să pariez pe Ucraina, va da 1-3 goluri. Și mă mai duc pe un meci din calificările de la campionatul, pentru campionatul mondial din America de Sud. Aici sunt câteva echipe care au mare nevoie de puncte. Mă duc pe Bolivia cu Uruguay. La Bolivia cu Uruguay este o situație foarte interesantă. Uruguay a bătut pe Bolivia cam în ultimele 4 meciuri, tot timpul în meciuri directe. Bolivia are cea mai slab goraveraj și cel mai multe goluri primite, a primit 4 cu Argentina, a primit 3 de la... au bătut pe Paraguay, totuși bolivienii 4-0, au bătut pe Peru, deci acasă au mai făcut câte un rezultat cât de cât, dar acum Uruguayul nu are ce să stea, nu are cum să mai stea fără să se ducă la atac. Chiar dacă în ultima perioadă a avut Uruguayul o serie înfiorător de proastă, cu Brazilia 1-4, cu Argentina 0, jucat cu cele două echipe care sunt prime, două echipe clar că sunt cele mai bune. Eu zic că vom vedea aici un meci de și un X2 să nu piardă Uruguayul, are cotă 1-40 la X2. X2, eu o să pun X2 simplu la 1-40 pe Uruguay. Și apoi mă mai duc pe un meci din tenis de la turneul campionilor și pe biletul de ieri am pierdut și meciul de tenis. Sabalenka n-a bătut, a luat bătaie 1-2, decisiv, a făcut 20 de duble greșeli, a fost absolut dezastru. Bine, pentru astăzi avem Badosa cu Muguruza, probabil că Badosa va câștiga, este o jucătoare de top, mi s-a părut foarte bună în grupe, a bătut primele două meciuri. Am bătut pe Zabalenka și pe Sakari. În grupe, Badosa cu Muguruza. Muguruza știm și ea este foarte, foarte oscilantă, are foarte multe probleme de concentrare. O să joc unul pe Badosa la 1.73. Din aceste 3 cote facem o cotă 3.20. Asta ar fi biletul meu pentru ziua de marți. Mersi de atenție, bat la pariuri.